că cu cât oferă mai multă descoperire lui Dumnezeu, vorba unui călugăr, după ce a citit cele 12 filocalii, a făcut o remarcă și a spus, nu m-a impresionat cu nimic. Este adevărat că nu te-a impresionat cu nimic, dar de ce nu te-a impresionat cu nimic? Pentru că n-are cum să te impresioneze ceva ce nu cunoști. Când doctorul leagă o venă, știe cât de importantă e legătura ei. Când doctorul transplantează un ficat, știe cât de importantă e necesitatea lui. Când doctorul schimbă o inimă sau o repară, știe cât de importantă este necesitatea acelei intervenții. Ce ar putea să spună mitocanul din gară care paște oile sau sapă în grădină despre acest lucru fin și subțire de specialitate? Exact așa e și în credință. Ce să înțeleagă ateul din răstihnirea lui Hristos? Ce să înțeleagă cel sătul și giftuit și plictisit și sătul de pornografie și de filme și de dezmăți și de băutură și de viață mondenă? Ce înseamnă înfrânarea? Ce înseamnă smerenia? Ce înseamnă trăirea în Hristos? Ce înseamnă unirea cu Hristos? Ce înseamnă rugăciunea inimii? Ce înseamnă luminarea văzduhului minții? Ce înseamnă curățirea inimii de patim subțiri? Ce să înțeleagă omul necredincios despre iubirea de sine sau lepădarea de sine? Ce să înțeleagă omul necredincios despre puterea de restaurare în Iisus Hristos prin Euharistie? Deci, este adevărat că vorbim pe două limbi și pe două minți diferite, dar datoria noastră este să o luăm de fiecare dată cu ABC-ul creștinătății, în fiecare denie, în fiecare an, în fiecare post, în fiecare duminică, iar cuvântul de învățătură, cum spune Ioan Gură de Aur, trebuie să fie întotdeauna ziditor și convingător. Este imposibil, cât de rău ar fi un om, să nu se lipească un cuvânt bun de el. Un înger odată stând de vorbă cu Andrei cel Nebun pentru Hristos, a văzut cum un om a intrat, cred că v-a mai spus-o, a văzut cum un om a intrat în biserică condus de dragi cu un căpăstru. Și Sfântul Andrei a început să plângă. Și îngerul a întrebat, de ce plângi? Păi și uite cum e chinuit omul de diavol. Da, dar nu trebuie să te sperii. Zice, asta e ceva firesc. Asta ți s-a deschis ție ochii minții, azi să vezi. Dar toată lumea, zice, când nu e atentă și nu crede în Dumnezeu, pățește așa. Și în momentul când termină îngerul de spus treaba aceasta și se termină slujba, îl vede pe acel om ieșind din biserică, luminat la față, cu un înger pe umărul drept și mergând foarte vesel spre casa lui. Și el îl întreabă pe înger, ce minune este aceasta? Este minunea convertirii la adevărul lui Hristos. Și cum s-a făcut această minune? Zice, să-l întrebăm direct pe om să ne spună el din trăirea lui ce a simțit. Și s-a apropiat de acel creștin și i-a spus Sfântul Andrei. Nu i-a spus cine și ce. Ce omule, parcă de dimineață când ai intrat în biserică erai mai tulburat, mai agitat, mai întunecat. Acum de ce ai ieșit vesel și convingător? Zice, așa este. Sunt un om pătimaș și plin de patim. Dar astăzi când am intrat la Sfânta Liturghie, pentru că nu-mi găseam liniștea, am ascultat în cuvântul de la Evanghelie când Hristos a spus așa, eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Și mi-a dat nădejde că nu-L interesează pe Hristos atât de mult patimile mele, cât L-ar interesa de mult sufletul meu. Și asta m-a făcut, zice, să mă eliberez și să fiu convins că am o șansă de mântuire. Și că omule, să fii convins că chiar o vei avea. Și zice, am să plec acasă cu mult mai multă liniște și cu mult mai multă bucurie. Acesta este simțul convertirii lăuntrice. Ăsta nu se citește, nu se afișează. Ați văzut că apar tot felul de tute și tot felul de duhovnicești de acestea, fețe din acestea smerite cu fustele până în pământ, care încep să-și scrie jurnalele duhovnicești. Și am avut odată ocazia să citesc o asemenea caricatură.
Când se ruga, a simțit fluturi în inima ei. Când erau din cap și s-au coborât în inimă. Când se ruga, a simțit așa niște stări. Astea nu se descriu, astea se trăiesc. Nimeni nu o să povestească când e credincios. Nimeni nu o să-ți povestească când are bucurie. Nimeni nu o să-ți povestească când are întâlnire cu Dumnezeu. Nimeni nu o să-ți povestească când trăiește din plin simțirea lui Dumnezeu înăuntru lui. Eu sunt ferm convins că oricare din oameni, în împrejurările vieții cunoscute și necunoscute, că noi nu știm viața nimănui. Ați văzut cum spovedim noi oamenii? Simplu. Ai fumat, porți ură, ai postit, te-ai rugat, ești curat cu trupul. Nu poți să intri în dinamismul fineții păcatului. Ar trebui să ții un om 10 ore la spovedit. Și când termină să le iei de la capăt, pentru că ele se repetă. Deci păcatele nu sunt ceva care vin și dispar și s-a terminat. Ele sunt o continuitate permanentă de atac asupra omului. Cum sunt țepăturile de albină când lucrezi în prisacă fără mănuși. Și atunci, în momentul în care tu îl dezleți și îl împărtășești, îl îmbraci în harisma Duhului Sfânt. Pentru că cele mărunte vor pisa tot timpul. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Dar acele trăiri interioare și lăuntrice, ale rămân a lui și ale duhovnicului. Nu le așiră la neamuri, pe garduri, prin cărți și povești nemuritoare. Nu există așa ceva. Când te crezi sfânt, deja nu ești sfânt. Când te crezi drept, deja nu ești drept. Când te crezi perfect, deja nu ești perfect. Când te crezi puternic, nu mai ești puternic. Când te crezi tare, nu mai ești tare. Când te crezi mare, nu mai ești mare. Deci, acestea sunt niște taine și asta îmi place să vă spun că mereu mi-aduc aminte de ea și îmi vine în minte. Prin munții Neamțului pe acolo era un pusnic care îl căuta părintele Cleopa când era tânăr, că auzise de el. Și mergând cu oile, descoperește un bordeaș mic în pământ, o ușă din câteva lutunoaie și scria pe ușă aici, locuiește jivina pământului. Înăuntru când a intrat, a găsit un mic caietel de însemnări. Și ce scria acolo pusnicul respectiv? Cel mai mult îmi place să mă duc la rugăciune în mănăstirea Sihăstria, când slujește starețul Sfânta Liturghie. Ioanichie Moroi, o mare personalitate duhovnicească, un om de mare trăire călugărească, crescut prin Sfântul Munte, ucenicul Moș Lazăr, a făcut vreo 20 de ani Sfânta Liturghie singur, pentru că n-avea preoți la vremea respectivă, era vreme după primul război mondial, era pustie mănăstirea și avea călugări puțini. Și el, bătrânul, făcea zilnic Sfânta Liturghie. Și scrie mai departe, acolo, trăitorul respectiv. Zice, atât de mult mă încântă când Dumnezeu ne acoperă să nu fim văzuți la liturghie, iar părinții se sfiesc de prezența noastră, simțind doar acea mireasmă ca de tămâie, mirosul acela al Duhului Sfânt, care umple biserica. Și părintele Cleopa spune mai târziu, de multe ori când mergeam la biserică, vedeam că în biserică miroase a tămâie, a smirnă, parcă ar fi o mireasmă ca de crin. Și știam că atunci pusnicii coboară de prin munții Sihlei și vin în chip nevăzut și stau în biserică la Sfânta Liturghie. Ei, mergând odată un frate cu oile la păscut, pusnicul l-a înconjurat câinii și a început să latre la el. Și când s-a uitat ciobănașul, fratele respectiv, și l-a văzut cum strălucea la față și cât e de frumos, a zis și binecuvintează-mă. Dar el n-a zis, Doamne ajută, a zis, Doamne, cu ce am greșit eu astăzi de m-ai descoperit Tu pe mine oamenilor? Vezi ce frumos? Și spune mai departe că mergând i-au pus pe smeți, i-au pus mâncare, i-au lăsat în anumite locuri pe unde l-au găsit, i-au lăsat hrană chipurile să aibă. Iar altă dată, întâlnindu-se cu un alt duhovnic mare de la mănăstire, a spus, spune părinților de la Sihăstria să nu ne mai pună mâncare, să nu ne mai pună pe smeți,
și poame și din astea, că nu avem nevoie. Cu darul lui Dumnezeu ne hrănim cu puterea Duhului Sfânt, cu mâncare cerească. Spune-ne, dacă vrei să ne faci un bine, mai adu niște col de scris, niște penițe și niște hârtie și niște cerneală. Probabil că și ei mai scriau la vremea lor niște însemnări anume. Și spune ce, dar unde te voi găsi data trecută, data viitoare când voi veni? Lasă coșul aici unde ne-am întâlnit. Și când a venit și a lăsat preotul respectiv, Teodul, coșul în locul unde a vorbit cu pusnicul, abia după ce a plecat, l-a văzut cum strălucea prin tufiș și s-a dus cu coșul respectiv, cu hârtie, cu cei cumpărase, nici măcar nu s-a arătat. Mulțumirea sau binecuvântarea că a fost primită, ascultarea ce a făcut-o, a fost că doar i-a văzut spatele cum pleca prin tufișuri. Și noi venim astăzi, mari personalități duhovnicești, să ne scriem experiențele paranormale din bucătărie, cu frigiderul plin, cu 60 de de-astea reclame la televizor, cu tot felul de programe, cu ultratelefoane, cu ultracalculatoare, cu ultra-jacuzzi, cu ultra-șampoane și venim să demonstrăm cât de sus am urcat duhovnicește. Tocmai aici e esența. În adâncul simplității și necunoștinței de taină stă toată esența tainei. Dincolo de cele mai sofisticate cuvinte nu stă nimic, iar dincolo de cea mai adâncă tăcere și de cea mai adâncă rugăciune și de cea mai simplă adresare lui Dumnezeu, stă toată esența ortodoxă. Deci, așa cum atunci când faci prăjituri, pui 3 picături de rom și miroase toată prăjitura, exact așa e și această rugăciune simplă, poate mergi pe drum grăbit la serviciu și îți aduce aminte odată de Dumnezeu. Și furat de mirajul ideii că ți-ai adus aminte de Dumnezeu, rostește acolo 3 rugăciuni în gând, în tramvai, în mașină, la barieră, la semafor. Și alea s-ar putea să fie mai primite decât ceasul stat în genunchi cu lumânarea prinsă. Pentru că tu nu știi locul unde te cercetează Dumnezeu. De aceea, cum i-a spus lui Petru, că, Doamne, voi merge cu tine oriunde, și în temniță, și la moarte. Nu ne cere Dumnezeu mucenicie. Mucenicia care o cere azi Dumnezeu în săptămâna patimilor la noi, este înfrânarea de la bucate pe măsura puterii, înfrânarea, în schimb, de la răutate până la sânge, înfrânarea de la vorbe rele până la sânge, înfrânarea de la dușmănii până la sânge, înfrânarea de la ură, invidie, că toate câte sunt pe pământul ăsta sale noastre, ale oamenilor și le-a presărat satana ca cenușa până la sânge și în special vrea inima înfrântă și smerită pe care Dumnezeu nu o va urgisi. Deci dacă Hristos și-a smerit inima și-a primit să fie bătut în cuie, jicnit de un Iuda, sărutat de un Iuda, vândut de un Iuda, să mănânce cu el în blid, trădat de Petru, vândut de Petru și l-a iertat. Deci cu atât mai mult vrea din inima noastră, care n-am ajuns poate la asemenea măsuri duhovnicești de ticăloșenie să facem atâta rău, vrea inima înfrântă și smerită, dar vrea esența esențelor. Fericiți cei curați cu inima, ca cei îl pot vedea pe Dumnezeu. Amin. Amin. Și ne vedem mâine seară.